Accidentul s-a produs în cartierul Matei Voievodu, la ieșirea din municipiul Târgoviște. Bărbatul trecut de 60 de ani a traversat prin loc de permis strada. Martorii spun că acesta tocmai băuse câteva beri la o cârciumă. Impactul a fost atât de violent încât capota ambulanței s-a îndoit, iar parbrizul s-a spart. Care ta, mă, păi, mă, care ești la bă, că-ți iau 50 de milioane de euro? Ambulanța l-a lovit? Așa am ajuns. Ambulanța acum am venit. Ce ai ambulanță? Îl cunoașteți pe bărbat? E tată. Ce s-a întâmplat? Cine l-a lovit? Ambulanța? Ambulanța l-a fi lovit? Da, da, ambulanța. Circula neregulamentar tot. Trece strada la două case. La două case aici și asta. Ne-a sunat, ne-a anunțat, nu știu. Credea des că a murit pe el. A dat mașina peste el. Ambulanță. Da, ambulanță. Șoferul de pe ambulanță a intrat în șoc imediat după impact. A avut nevoie de calmante pentru a se liniști. Spune că nu l-a văzut pe bărbat. Vreau să știm dacă avea semnalele acustice și luminoase. Le vedeți, sunt aprinse cam clar în mașină. Ce transport așa aveți? Am luat un pacient. În ambulanță era o pacientă de 80 de ani, pe care echipajul a transportat la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște în momentul impactului. Aceasta a fost mutată într-o altă ambulanță și dusă la unitatea medicală, în timp ce echipajul implicat în accident încerca să salveze victima. Pe numele șoferului care a provocat accidentul a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ancheta polițiștilor este în desfășurare pentru a se stabili dacă acesta a pornit semnalele acustice și luminoase.